Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă prezint o nouă rețetă realizată cu lapte bătut. O să începem prepararea cozonacilor cu maiaua. Vor ieși 3 cozonaci, 2 mai mititei și unul mai mare. Preparăm maiaua. Într-un bol punem 30 de grame de drojdie, 1 linguriță de zahăr, 6-7 lingurițe de lapte bătut, 2 lingurițe de făină. Amestecăm. Apoi acoperim cu folie de plastic, folie alimentară și lăsăm să dospească. După ce a dospit, adăugăm 10 gălbenușuri. . 250 de grame de zahăr, 470 de lapte bătut, 2 esențe de rom, 2 fiole, coajă de rasă de lămâie. Amestecăm totul. Adăugăm o parte din făină, o linguriță plină de sare. Amestecăm. Acum o să împărțim aluatul în două și o să-l punem în două vase separate. Făină rămasă, circa 300 de grame, o să împărțim de asemenea în două și într-o parte o să adăugăm 25 de grame de cacao, apoi adăugăm peste aluatul nostru și o să avem un aluat cu cacao și un aluat simplu. La fiecare aluat o să adăugăm câte 100 de grame de unt topit și o să frământăm pe fiecare până încorporăm bine untul. Odată ce untul a fost incorporat în aluatul cu cacao și cel simplu, o să le punem pe masă și o să ridicăm aluatul și o să-l batem de câteva ori pe masă, ajutându-ne cu puțin ulei ca să nu se lipească. Și-l împăturim. Îl batem și îl împăturim. După ce a fost bine bătut și frământat aluatul, o să-l punem pe fiecare în câte un bol cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară, folie de plastic. Și o să lăsăm la crescut până își dublează volumul.
Între timp, noi o să preparăm umplutura, 300 de nuci sau de migdale, o să le prăjim, apoi o să le mixăm, o să le punem într-un bol, adăugăm 150 de grame de zahăr, 40 de grame de cacao, esență de rom, amestecăm totul și unim 150 de mililitri de lapte fierbinte. Amestecăm bine totul. Și la sfârșit o să punem circa 300 de grame de stafide. Amestecăm bine totul și dăm deoparte. Așteptăm să crească aluatul. Odată ce aluatul a crescut, o să-l împărțim pe fiecare în două. Prima jumătate de aluat o să-l împărțim în 3 și pe cel maro la fel, tot în 3. Fiecare bucățică o să o întindem bine cu mâna și o să adăugăm câte o lingură din umplutură. Apoi o să rulăm și o să tragem capetele în interior și o să punem într-o formă de cozonac tapetată cu hârtie de copt. Procedăm la fel și cu aluatul maro. Întindem, punem o lingură de umplutură, răsucim, întoarcem capetele și punem lângă prima. Apoi o să alternăm, o să procedăm la fel cu fiecare bucățică de aluat, alternând culorile. Acesta este primul cozonac. Din cealaltă jumătate de aluat alb și cel maro, o să le împărțim în două și o să formăm încă 2 cozonaci mai micuți. O să întindem pentru al doilea o foaie maro și una albă. Punem umplutură. Le întindem bine una peste alta. Și o să punem umplutură. O să răsucim. Întindem bine umplutura. Răsucim, rulăm și o să punem la fel într-o tavă tapetată cu hârtie. Acesta este al doilea cozonac. Acum o să preparăm al treilea. La fel întindem o foaie albă și una maro, de această dată separat, și pe fiecare o să adăugăm umplutura rămasă. Întindem bine. Rulăm pe fiecare
Le împletim și le punem într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acesta este al treilea cozonac. Acoperim și îi lăsăm să crească până își dublează volumul. După ce au crescut, o să-i ungem cu gălbenuș de ou și cu puțin lapte. Și o să decorăm cu susan și cu mac. Acum o să dăm cozonacii la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru circa 10-15 minute. Apoi o să lăsăm cuptorul la 180 de grade pentru alte circa 40-45 de minute. Cozonacii sunt gata, îi încercăm cu o scobitoare, îi lăsăm să se răcească, apoi îi putem tăia. Poftă bună! Sper că rețeta v-a plăcut și o să vă fie de folos. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate, vă doresc Paște fericit tuturor. Și Dumnezeu să fie cu noi și să ne apere de toate relele. Vă mulțumesc și ne vedem cu o altă rețetă. La revedere!